Autoritatea de supraveghere financiară a publicat marți un raport potrivit căruia creșterea medie a RCA în iunie 2016 față de iunie 2015 a fost de 52,7%, în marja plafonului de 50% convenit prin protocolul încheiat în decembrie 2015 cu transportatorii. Aceștia susțin însă că aceste cifre nu reflectă realitatea. Datele ASF arată că prima medie RCA pentru transportatori a crescut cu 52,7% la 3.000 de lei, deși companiile de transport rutier plătesc pe un RCA 20.000 de lei, aproape triplu față de anul trecut, se arată într-un comunicat. Transportatorii au anunțat un protest la nivel național în data de 18 aprilie din cauza nemulțumirilor generate de scumpirea polițelor de asigurare de răspundere civilă a autovehiculelor și de unele prevederi existente în proiectul legii RCA, dar acesta a fost anulat.